Primăvara este perioada primelor partide de pescuit și totodată perioada expozițiilor. Vom vorbi despre ambele în cadrul magazinului Lunii Aprilie. Haideți să urmărim principalele titluri ale emisiunii de astăzi. Expoziția Fishing and Hunting de la București a avut un adevărat succes. În rubrica lui Holmoș Mihai vom prezenta modul de vopsire a viermilor. Cum să prindem caraș la finețe? În rubrica testărilor vom tracta un autovehicul de peste 1300 de kilograme. În cadrul expoziției Fehova de la Budapesta, societatea comercială Energofish SRL a fost premiată ca fiind unul dintre susținătorii devotați ai pescuitului sportiv maghiar. La expoziția Fehova, societatea comercială Energofish SRL a fost prezentă cu un stand de peste 400 de metri pătrați, acesta fiind standul cel mai mare al târgului. Pe această suprafață imensă, firma a reușit să-și prezinte o mare parte a produselor sale. Au fost prezentate aproape toate lansetele și mulinetele firmei și tot aici au debutat și multe dintre noile produse ale acesteia. La deschidere, expoziția a fost vizitată și de către Semyon Zsolt, viceprim-ministru al Ungariei, respectiv ministrul agriculturii Fazekas Sándor, care au vizitat și standul firmei Energofish. În cadrul expoziției a avut loc și înmânarea premiilor oferite de către Miklós Kozári. Pentru rezultatele obținute în cadrul sezonului de competiții 2016, a fost premiat și Silva și Silar, membru al echipei Energofish și al lotului maghiar, campion mondial la pescuitul staționar. Totodată, diploma a fost înmânată și lui Deli Iboia, membru al echipei la categoria feminină. Asociația Pescarilor din Ungaria a acordat un premiu pentru susținerea susținătorii de categoria Diamant, domnului Morar Radu, proprietar al programului Fishing and Hunting pentru activitatea de susținere a pescuitului sportiv și totodată a fost premiat și directorul firmei Energofish SRL, Pali Ștvan. Cred că firma Energofish SRL reușește să se adreseze tuturor pescarilor, iar în același timp știm cu toții că pescarii sportivi, respectiv cei care participă la competiții, sunt cei care cunosc cel mai bine tacticile și trucurile folosite la pescuit. Respectiv, ei dețin cunoștințele necesare dezvoltării unor produse noi. Noi considerăm că timp de două decenii susținerea pescuitului sportiv este misiunea noastră. Și în acest mod, prin intermediul acestor profesioniști și pescarii de zi cu zi, pot obține informații și cunoștințe necesare pregătirii echipamentelor lor. Silva și Silard este un bun prieten de-al meu și îl respect pentru cunoștințele lui. După obținerea titlului de campion european, consider că un rezultat important pentru pescuitul sportiv maghiar a fost obținerea titlului de campion mondial în acest an. Pescarii noștri profesioniști au participat cu regularitate la toate programele de specialitate. Coș Ferenț a vorbit despre secretele pescuitului la somn, iar Bocor Caroi a susținut o prezentare despre pescuitul cu năluci artificiale. Sobo Benze, împreună cu Benzar Zsolt, au prezentat noile produse din gama Benzar, oferind și demonstrații live, iar Luca Cibelo a susținut o prezentare adresată adulților și copiilor cu privire la pescuitul cu năluci artificiale. Dacă ne referim la pescuitul de primăvară, putem obține cele mai bune rezultate dacă pescuim la vargă. În minutele care urmează, Borbaș Laszlo vă invită la un pescuit la caras, oferind o partidă foarte interesantă și de succes. Bine v-am găsit, dragi pescari! Mă aflu pe barajul de pe Tisa, mai concret pe un canal în apropierea stăvilarului numărul 9. Astăzi vom pescui din barcă, iar peștele țintă va fi carasul. În ceea ce privește lanseta, am ales un echipament foarte simplu, și anume o vargă de 5 metri. Linia este alcătuită dintr-o plută de 6 grame, firul principal este Carp Expert Match de mărimea 16.
Trebuie să fim foarte atenți pentru că pescuim lângă o agățătură foarte pronunțată. Nu aș putea folosi un fir mai subțire. Aceasta este mărimea potrivită cu care mă descurc sigur, fără să-mi intre carașii în agățătură. Ca nadă am ales peletele Benzar Mix Crab Caras. Am ales acești peleți pentru că în acest canal este foarte multă albitură de talie mică. Dacă aș folosi o nadă cu granulație fină, i-aș atrage pe vad cu siguranță, ceea ce m-ar împiedica să capturez carașii. Din acest motiv este foarte important să folosim peleți sau semințe ca nadă. Pe cârlig voi pune porumb Carp Expert cu aromă de căpșuni. După cum vedeți, am avut o trăsătură pe ridicare și am reușit să-l capturez. Carașii sunt destul de precauți. Un caras frumos. Carașii nu sunt pești autohtoni, de aceea trebuie să-i reținem pe toți. O trăsătură frumoasă pe ridicare. Și am reușit să capturez un caras. Peștii sunt foarte precauți. Sunt situații când îmi ridică montura doar pentru câțiva milimetri, dar în momentul drillului se luptă din toate puterile. Trebuie să fim atenți, să încercăm să încetinim momeala, altfel nu vom avea nicio trăsătură de caras și totodată rămânem fără capturi. Să nu uităm să întreținem vadul din jumătate în jumătate de oră. Altfel, peștii vor pleca de pe patul de nadă. Și nu vom mai avea trăsături. Voi întreține vadul cu doi pumni de peleți și un pumn de porumb. Se pare că alături de caraș și-a făcut apariția și un ciortan. E un crab frumos de pe barajul de pe Tisa. Fiindcă e un pește autohton, îl vom elibera cât mai repede. Un crab splendid de pe barajul de pe Tisa. V-am demonstrat ce utilă poate fi o vargă fixă. Am folosit jumătate din nadă, mi-a mai rămas și porumb și probabil că aș mai putea face încă o partidă de pescuit. Sper că am reușit să vă prezint o altă față a barajului de pe Tisa și v-am făcut poftă de un pescuit de acest gen. Expoziția Fishing and Hunting de la București a stârnit interesul multor pescari. Societatea comercială Energofish SRL a fost prezentă cu un stand foarte mare care a fost foarte popular pe perioada expoziției. Cel mai mare succes au avut produsele din gama Benzar. Haideți să vizităm și noi expoziția! Expoziția Fishing and Hunting Expo de la București
a stârnit interesul multor pescari și totodată a firmelor de specialitate din România și Ungaria. Organizatorii au acordat o importanță majoră programelor practice. Au urcat pe scenă pescari și vânători de renume care au vorbit despre experiențele lor. Au ținut prezentări și colaboratorii canalului Fishing and Hunting, ei participând și în calitate de moderatori. Printre ei se numără și tânărul pescar de crab, Alex Matea. Fishing and Hunting Expo 2017, 7000 de metri pătrați cu 2000 și ceva de metri pătrați, mult mai mult față de anul trecut. Este un real succes, dacă anul trecut au fost peste 13000 de persoane, cred că anul ăsta o să fie peste 14000. Sperăm așa să se întâmple. Cred că în anii următori expoziția va deveni din ce în ce mai importantă și ar trebui ca oamenii să fie aici prezenți pentru că au ce vedea, au cum să vadă noutăți, năluci noi, produse și echipamente pentru pescuitul crapului, staționar, feeder, toată gama de pescuit este aici. Noi la Fishing and Hunting Expo am făcut pentru prima oară în România o scenă mare unde avem pescari cunoscuți de la spinning, de la crab, care fac prezentări, își arată noutățile și lumea poate să ia contact cu ei, e mult mai ușor să le afle secretele. La standul Energofish, Benzar Jolt și-a prezentat noutățile și a oferit sfaturi utile tuturor celor interesați cu privire la utilizarea năzilor și a momelilor de cârlig. Produsele The One sunt foarte populare și în România. La expoziție a fost prezentată toată gama de produse cu ajutorul pescarilor de test, care au stat la dispoziția tuturor clienților. Faptul că ne întâlnim cu prietenii pescari și faptul că ei sunt interesați să ne vadă și mai apoi să ne cumpere produsele, este un prilej bun, cred, pentru fiecare dintre ei. Pe de o parte să ne cunoască ca și pescari, pe de altă parte să poată avea parte de explicații și de experiențele noastre, de ce unele reușite, altele nereușite, din care ei să aibă de învățat și să-i ajute în viitor în partidele lor de pescuit. La expoziție a fost prezent și Piotr Pișcorski, designerul polonez al produselor Salmo. La standul Energofish a dat sfaturi utile prezentând noutățile în domeniul nălucilor. Mă bucur că pot fi din nou prezent în România. Această expoziție este spectaculoasă. Îmi place foarte mult. Mă impresionează că este prezentă toată gama Salmo și aș dori să vă prezint noutățile din 2017. Aș începe cu această nălucă denumită Wave. Există o variantă de 9 cm și una mai mică, de 7 cm. Este o nălucă lipless, adică fără barbetă. Între ghilimele poate fi numită și un jig plutitor, pentru că poate fi condusă pe fundul apei, dar și între apă. Funcționează excelent și în peliculă, deci este perfectă la pescuitul avatului. Cu această nălucă putem lansa chiar și la 70 de metri. Eu am încercat deja acest lucru și am măsurat distanța exactă. Uneori, este foarte important să pescuim la o distanță atât de mare, în special când peștele țintă este avatul. Sunt patru năluci într-o cutie. Este o nălucă cu design modern, în culori spectaculoase. După cum vedeți, este foarte vizibilă pe ambele flancuri. Pe ambalaj există un abțibil cu detaliile referitoare la caracteristicile nălucii. Dacă este un scufundător sau plutitor, în ce adâncim poate fi folosită și alte date, printre care și culoarea. De altfel, pentru ajutorul pescarilor, abțibildul se găsește în două culori. Cel albastru se aplică la nălucile scufundătoare, iar cel galben la cele plutitoare. Astfel pot fi identificate de la o distanță foarte mare. Haideți să vă prezint și produsul cel mai nou din gama noastră. Este Hornetul Rattling, de 6 cm și jumătate, care a primit culori noi pentru acest sezon. Și sliderul a apărut în culori noi. Aceste năluci sunt foarte populare în rândul pescarilor din România, Ungaria și chiar în toată Europa. Sper că și dumneavoastră vă veți îndrăgosti de aceste produse. La fel a apărut în culori noi și Sparky Shad-ul, care este preferatul meu. Acesta îmi place cel mai mult când pescuesc la cleam, păstrăv sau biban.
Sunt convins că toți pescarii, nu numai cei din România, ci de oriunde din lume, își pot găsi năluca potrivită din gama salmă. Vreau să vă mulțumesc pentru eforturile depuse de firma Energofish. Privind promovarea nălucilor Salmo, voi sunteți cei mai buni în Europa. Dar asta se vede și pe vânzări. Vă mulțumesc frumos! La revedere și sper să ne revedem pe apă chiar aici în România. Vă mulțumesc! De multe ori, succesul unei partide depinde de câteva detalii mărunte. În următoarele minute, Holmos Mihai vă prezintă câteva trucuri în acest sens. Mulți pescari își pun întrebarea cum se poate îmbunătăți viermele pentru a fi mai atractiv. Care sunt modalitățile prin care acesta poate deveni mai apetisant în ochii peștilor, respectiv cum să obținem niște viermi de culoare galbenă? Sunt mai multe modalități testate deja, ca de exemplu, vopselele alimentare, dar acestea sunt scumpe și neeficiente. La fel de scumpe sunt și prafurile speciale pentru vopsirea viermilor și de multe ori nici nu le găsim în comerț. În schimb, există un condiment care este accesibil tuturor și anume turmericul. Acest condiment de culoare galbenă este ideal pentru vopsirea viermilor. În această emisiune aș dori să vă demonstrez acest lucru. În primă fază vom sita viermii de rumeguș. În acest sens, avem nevoie de o sită în care turnăm viermii. După sitare, îi golim într-un recipient. Dacă viermii sunt curați, putem să adăugăm turmericul. Care va acționa în scurt timp și viermii vor avea o culoare galbenă. Puteți observa și voi că turmericul are o culoare intensă, de aceea nu avem nevoie de o cantitate prea mare. Acum se vede că viermii au căpătat o culoare galbenă, doar pe exterior. Este nevoie de aproximativ 20 de minute până acest condiment se va impregna în totalitate în viermi. Și doar apoi îi putem folosi. De multe ori, nu numai alegerea locului de pescuit poate fi decisivă, ci și echipamentul cu care pescuim. Respectiv, trebuie să fim pregătiți atunci când ajungem pe malul apei. În următoarele minute, Benzar Jolt vă prezintă un produs care să vă ușureze foarte mult pescuitul de zi cu zi. Rece, când vi se îngheață mâinile, e foarte complicat să legați cu lugile pe malul apei. Ce e mai bine dacă aduceți deja făcute gata de acasă, legate în căldură. Vedeți penarul ăsta de la Energotim, foarte practic. Am aici patru role de hipron pe care puteți să legați forface, gata pregătite, cu închidere magnetică. Vedeți, aici aveți magneți. O să vă arăt, unii știu și unii nu știu cum se procedează. Luați, măsurați ce lungime de forfac vreți să faceți. Vedeți, primul pierlig e agățat acolo în bază de burete și următorul e agățat de ochet. Puteți să legați 10, 15, 20 de felige. Preferabil să nu legați mai mult pe o rolă. Și cu acul ăsta îl blocați aici. Și aici puteți să treceți ce fir de forfac și ce mărime de felig folosiți. E foarte practic. Veniți aici așa repede, puteți să schimbați forfacele. Aici mai sunt în plus câteva tije.
un plenar foarte practic pentru pescuitul la feeder. În cadrul emisiunii de astăzi veți fi martorii unui test prin care dorim să vă demonstrăm care este limita de rezistență a unui echipament de pescuit. În acest sens, Chobby va fi ajutorul nostru astăzi. Vom încerca să tractăm câțiva metri o mașină folosind acest echipament de pescuit. Ce vom folosi astăzi, Chobby? Salut! Sunt Guiaș Chobby, angajat la Petso Plaza. Voi încerca să tractez această mașină cu o greutate de peste 1300 de kg, folosind o lansetă Kosh, gama Shadow, de lungimea 2,70, cu o putere de lansare de 700-900 de grame, este echipată cu o mulinetă Kosh Banax. Este un echipament foarte puternic pentru pescarii care vor să captureze somni capital, dar și pentru cei care pescuiesc pe un teren foarte accidentat. Care dintre aceștia folosesc această lansetă foarte puternică? Ambii pescari. Ambii. Și ce trebuie să știm despre fir, fiindcă seamănă cu un cablu de tractare? Da, e un fir din gama Kosh, denumit Kosh Braid. Are diametrul de 0,76. Rezistă până la 99 de kilograme. Deci am aflat toate amănuntele. Avem această mașină cu o greutate de peste o tonă. Aceasta trebuie tractată de către Chobby. Așteptăm foarte curioși rezultatul. Sunt curios dacă Chobby este destul de puternic și totodată să vedem dacă rezistă echipamentul. Hai să începem! Mușchii tăi s-au încordat și echipamentul a fost solicitat la maxim. Ce poți să ne spui? Cum te-ai descurcat? Cât de greu a fost? Și cum s-a descurcat echipamentul? Echipamentul, mulineta și lanseta nu au întâmpinat nicio problemă. Da, ai reușit. Teoretic nu a fost nicio problemă. Am reușit să tractez mașina cu o greutate de peste o tonă folosind acest echipament de pescuit. Într-adevăr, este un echipament mai special care ne-a demonstrat că face față la orice somn, indiferent cât de mare ar fi, îl putem aduce la mal cu ușurință. Așa că vă recomandăm să folosiți echipamentul Kosh, care este conceput special pentru pescuitul la somn. În oferta Energofish puteți găsi toate produsele din gama Kosh. Emisiunea noastră se apropie de final, dar nu putem uita de concursul de astăzi. Întrebarea sună astfel. Care este gradul de susținere oferit de către firma Energofish Asociației Pescarilor din Ungaria? Așteptăm răspunsul dumneavoastră până la data de 10 mai pe adresa magazin@energofish.hu. Cei care răspund corect pot câștiga un pachet cu produse Benzar. Sper că v-a plăcut emisiunea de astăzi și veți fi alături de noi și data viitoare. Puteți să revedeți emisiunile noastre pe canalul de YouTube și pe pagina noastră de Facebook.